Deci asta a fost, până la urmă, deci s-au mai făcut cercetări, tata s-a întâlnit cu acest om care spunea că este comandantul opoziției, deci Radu Câmpeanu, șarpele alb sau marele șarpe alb sau șeful săgeții negri, bineînțeles am spus că îl știa din timpul războiului, deci n-a fost nicio locomotivă a Partidului Național Liberal, n-a fost nici, uitați acum în ce este implicat Partidul Național Liberal aici la Iași. Cazuri de astea sunt, să spunem, sute de mii, dacă nu câteva milioane în țară. Am arătat el, nici nu trebuia să apară. Deci, practic, s-a desființat la 1907, desființat la 1930, desființat la căderea Franței, idei complet, să spunem, absurde. Idei absurde din astea cu 5.000 de familii, când de acum vine genetica care cumva provoacă o revoluție din asta totală în populații, tot felul de amenințări de astea apocaliptice cu aruncări de meteoriți pe România, toate vineau de aici, de la omul ăsta. Deci cam un fel de contrapartid a comuniștilor, bineînțeles și băgarea României în cele două războaie mondiale, nu a fost facerea României, ci a fost practic dezintegrarea României. Vedeți, România e dezintegrată acum, toți așteaptă o radiere a datoriilor, însă lumea a plecat. Lumea a plecat și nici nu mai are de gând să vină în România sau chiar în Uniunea Europeană. Deci asta trebuie să arătăm, dezastrul ăsta din Partidul Național Liberal, care este un dezastru exact de proporțiile dezastrului comunist. Deci se întâlnea undeva în subteraniul Iașului, la minus 50 de kilometri, cum spuneau ei, la peste 50 de metri adâncimii, tot felul de săli din astea cu cranii și vasii, și erau mână în mână cu comuniștii la nivelul anului 1967. Deci lucruri tenebroase, înfiorătoare, ceremonii spuneau că sunt bășcădii de distrugerea României, numai aiurieli. Totuși au distrus-o, acum se vede, deci au distrus și mentalul populației care nu mai vrea să lucreze în fabrici, deci este un dezastru total, dezastru total. Asta era. Încă o dată trebuie anchetate situațiile astea ale acestor condamnări la moarte.